Accidentul s-a produs astăzi în jurul orei 14 pe drumul național 67 în localitatea Piștești din Deal. Evenimentul a avut loc la câțiva metri de locul în care s-a răsturnat duminica trecută un microbuz în care se aflau 22 de pasageri. Pe DN67, în localitatea Piștești din Deal, a avut loc un accident de circulație pe fondul nerespectării regulilor privind depășirea, în urma căruia a rezultat rănirea ușoară a unui conducător auto ce se deplasa regulamentar din direcția Vâlcea spre Târgu Jiu. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Șoferul din Sibiu, în vârstă de 27 de ani, nu a vrut să comenteze isprava sa. Acul vitezometrului s-a oprit la 90 de km pe oră. Ce s-a întâmplat? Vreți să vorbiți? Cert este că sibianul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Vă rog să suflați continuu până vă spune, ok? Trageți aer în piept, suflați. Mai. Atât? Culoarea este 0. Rudele șoferului care circulau cu mașina regulamentar au venit imediat la fața locului. Tânărul de 26 de ani din Târgu Cărbunești a ajuns cu ambulanța la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu. Ați aflat, doamnă, ce s-a întâmplat cu băiatul? Nu, deocamdată nu. Avea plecasă de acasă. Da, se duce la școală. Făcu o triplare, ăsta încercă cu Volkswagen-ul să levite cât să putu pe dreapta. Deja nu se încadre bine cu Peugeot și l-a atins-l și l-aruncă unde l-aruncă. Care situație? S-a pierdut, eu știu ce se întâmplă. E un pic lovit la arcă. E bine că e bine, până la urmă tot. Fii mic, am auzit bubuitură de acasă și am venit aici să vedem ce s-a întâmplat. Din câte auzi și eu, băiatul ăsta cu Peugeot veni la Târgu Jiu și intră în depășire. Nu s-a încadrat, celălalt intră mult pe dreapta, ca să îl ocolească, să nu și tot prinsă pe partea stângă. Șoferul s-a ales cu permisul suspendat și cu dosar penal pentru vătămare corporală.